Astăzi îți povestesc ce iPad am avut, de ce l-am schimbat și la ce model am trecut. Și apropo, să fie un tip de video mai mult discutabil decât review. De ceva timp încercam cumva să fac un video despre iPad-ul care l-am avut, dar tot parcă nu-i venea rândul. De fapt, îmi dădeam seama că la lume nu este interesant un produs care a fost prezentat cu tocmai vreo 8 ani în urmă. Am avut un iPad Air de prima generație în stare ideală, care după 6 ani de utilizare, căci a fost procurat în 2015, și după peste 1400 de încărcări avea sănătatea bateriei de 88% tocmai. Toate astea datorită încărcării lente de 10W care nu încălzea acumulatorul. Deși avea doar 1 GB RAM, încă funcționa bine. Avea careva frizuri, dar era admisibil. Pentru YouTube și rețele de socializare, sama e tot. Dar după un timp, prietena mea a dat de o aplicație care este disponibilă doar pe iOS și nu are alternativă pe Android. Am închiriat-o pe un an cu $5, aplicația se numește Dascam, e una genială, cu ajutorul acesteia poți aplica filtre de la camere video și foto în stil retro. Am închiriat-o, după am aflat că iPad-ul cu greu procesează toate operațiunile din aceasta și am înțeles că trebuie de luat altul. Am început să caut variante cu iOS mai proaspăt și procesor mai bun. De la început admiteam doar iPad și nimic altceva, adică pe Android în niciun caz. Pentru mine lumea tabletelor se împarte în iPad și restul. Crede-mă că știu ce spun pentru că am avut iPad Air, cum și-am spus, și un Samsung Galaxy Tab 4 cu 1.35 GB RAM și era rahat. Era foarte mare rahat. Era rău de tot. Era, aici o să atârn niște poză cum arată el, pentru 400 de lei cum l-a luat, dar el mergea, dar maximul 1 l-am putut folosi. După aia pur și simplu l-am vândut pentru că nicio răbdare n-am avut cu el. După care mi-am luat un iPad cu doar 1 GB RAM și l-am ținut practic un an jumate. L-am vândut pentru că pur și simplu procesorul nu mai trăgea aplicațiile, dar asta îți povestesc mai acuși. Pe tot parcursul timpului am găsit două variante. Un iPad Air 2 cu doar 50 de euro, însă până am vrut să-l bronez s-a vândut. După care o variantă de iPad 5 cu 100 de euro, însă era cam obosit, starea 7 din 10. Și display-ul se desclea de la carcasă. Prețul era bun, dar eu vroiam ceva mai intrig, chiar dacă o să mă coste mai mult. Și timp de câteva luni, într-un grup de tehnică pe Telegram, urmăream un iPad 8 de 128 de GB, dar prețul era prea mare, peste 6.000 de lei, 6.300 și ceva. După care a scăzut la 5.550 de lei, după care a apărut opțiunea de negociere, adică care propune un preț mai mic, acela îl ia. Și cum vă pare, l-am negociat. Focusează-te aici. Este, joc, fox. Mai scurt l-am negociat, l-am luat cu un preț de, vă spun mai târziu. Acesta e un iPad 8 2020, cu 128 de GB memorie, pe garanție până în aprilie 2022, starea practic ideală. Când l-am conectat la calculator pentru verificare, mi-a arătat că nimic nu a fost schimbat în el și a avut în total doar 3 încărcări. Sănătatea bateriei e 100%. Înainte de verificare mă gândeam că dacă o să fie mai jos de 85, nu-l iau. Și ea îmi spune și cu procesorul. A12 Bionic. Fix acest procesor stă în iPhone XS și XR. Ce pot să spun? Zboară. Primul test care l-am făcut e în aplicația Dascam. După ce m-am convins că o trage foarte ușor, am trecut și la restul. Și cel mai tare ce-mi place la tehnică Apple e chiar dacă procur unul dintre cele mai ieftine produse, acest iPad a fost cel mai ieftin iPad anul trecut, el se vindea în jur de $300 costa, păi nu ai senzația că ai un produs de calitate slabă sau inferioară. Asamblarea, sunetul, display-ul, experiența de utilizare, totul e la nivel, la cel mai înalt nivel. Începe să-mi placă și asta mă sperie ca un fan de Android, dar mi-am spus că în cel mai rău caz o să am toată tehnica de la Apple în afară de iPhone și Apple Watch. În mână se simte că e mai mare, însă când privești video sau vreun film, nu tare se observă diferența de diagonală mărită. Când m-am interesat despre caracteristicile acestuia, peste tot era scris despre ceea că luminozitatea maximă e de tocmai 500 de niți. Presupun că asta nu e așa de mult și am decis să verific câți niți are un Pixel 4 XL. 430. Blat. Luminozitatea maximă e foarte bună, afară nu l-am încercat pentru că sensul e egal cu zero, dar în casă e cu mult peste necesitățile care le am. De imagine, nu ce pot să spun. Un IPS foarte calitativ, dacă iPad-ul precedent procesa video pe YouTube în Full HD maxim, păi acesta până la 4K. Eu oricum voi privi în Full HD, dar oricum el ta poate. Galaci capune. Despre autonomie pe scurt, baterie în jur de 8800 mAh, 8820 ceva pare mi se, vreo 7-8 ore de ecran activ ține, sau vreo 2-3 zile în mediu mi-ajungem. Asta, YouTube, ceva aplicații și rețele de socializare. Rețele sociale? Sau rețele de socializare? Cei 3 GB RAM și 128 de GB memorie încorporată mi-ajung peste cap pe câțiva ani înainte. Aș vrea să încerc să editez pe el și în iMovie, pentru că toți spun că pe iPad e foarte ușor și confortabil de editat. Eu am deschis aplicația iMovie și mi s-a părut ceva mai încurcat și am zis că o să încercăm mai pe urmă, dar vreau să încerc. Asta e important, dorința. Camera aici e de 8 megapixeli din spate, care filmează în Full HD, stabilizare nu are.
Hai să vă arăt și niște exemple. Calitatea e foarte, foarte, foarte rea, dar pretenții nu am. Și un 1.3 și 2 megapixel din față. Dacă de cea din spate mi-e tot una, pe iasa din față, blin, вообще пох. По-любому doare un pic inima când văd că iPad 9 are una de 12 megapixel, dar când sun pe Messenger sau Telegram, toate camerele arată rău, indiferent de cât megapixel are. Sistemul de operare e iPadOS 15.1. De la început aveam 14.0.1, mă cam temeam să trec pe iPadOS 15.1. Doamne, cât tâlmăceală de cuvinte. Dar am făcut-o. În tot timpul cât îl utilizez de vreo lună, Freezer nu am întâlnit, cu aplicații din câte vedeți l-am încărcat și cu jocuri. Apropo de jocuri, In World War Heroes, engleza e la perfecție. Am ales grafica maximă posibilă, tableta nu are niciun stres, trage foarte ușor, stabil 60 de cadre. Jocul nu e cel mai greu, dar oricum nu toate dispozitivele îl trag la grafică maximă. Știu că sunt jocuri și mai grele, dar eu nu mă joc în ele. Widget-urile sunt ascunse în bara din stânga dacă ții tableta vertical și le ai direct dacă ții tableta orizontal. În iOS 15.1 le poți pune și pe ecranul principal deja, plus ai și meniul de aplicații în partea dreaptă. O altă funcție care a apărut cu iPadOS 15.1 este ecranul împărțit. Poți urla momentan două aplicații, ca de exemplu YouTube și vreo rețea de socializare, ca Messenger sau Telegram. În formatul orizontal, sistemul de operare este destul de confortabil, are o aranjare logică și înțeleasă a elementelor. Totul merge foarte lin, deși display-ul e de doar 60 de Hz. Și dacă ai un iPad care încă trage iPadOS 15 și tot ce faci pe el e rețel de socializare și YouTube, atunci nu prea văd sensul să treci la un alt model. Doar dacă ai un iPad Air 2, el la fel trage iPadOS 15, dar e din 2014 și e cam vechi. Tot ce ar trebui să faci cu el e să-l înmânezi frumos bunilor și să treci la un iPad 8, ca așa al meu, sau cel mai bine iPad 9, acolo cacnicac sunt careva îmbunătățiri. Mai ales la cameră. Aici din față e de 1 și 2, cum și-am spus, de acolo e de tocmai 12 megapixel, în 10 ori mai bună. Dar asta dacă vorbim de tabletele bugetare, dar toți vor un iPad Air 4 sau iPad Pro, e tot vreo, da. Da. Dacă ai destule finanțe și vrei să ții un iPad Air 4 sau una din versiunile Pro, atunci nu înțeleg de ce mai aștepți. Unica întrebare e dacă vei folosi potențialul acestora la maxim. Sau pur și simplu ai nevoie de toate funcțiile posibile de mulți bani. Pentru mine îmi dau seama că acest iPad 8 îmi ajunge pe vreo 4 ani înainte, pentru că va primi vreo 5-6 actualizări majore. Cei 3 GB încă sunt destui pentru toate cerințele de bază. Și procesorul Apple A12 are o rezervă bună de productivitate pe vreo câțiva ani înainte la sigur. Unicul motiv pentru care aș schimba acest iPad pe altul mai nou sau mai puternic ar fi o ofertă bună care ar putea să apară pe viitor. Și acum prețul pentru cei care au privit până la capăt. Am dat pe el 250 de euro. Voi ți-i pierzi visetim.